A venit momentul să o luăm din nou din loc, dar de data asta zburăm puțin diferit, pentru că am ales un zbor cu două escale. Am zis să împărțim așa pe bucăți drumul nostru lung și să vedem cum ne simțim la final. Primul zbor a fost de doar 5 ore până în Doha, nici nu l-am simțit pentru că am mâncat ceva, am citit, ne-am uitat la un serial cu Barbie și am și aterizat. În Doha am stat pentru 3 ore, practic am trecut de securitate, ne-am învârtit puțin pe la magazine, ne-am luat o apă, am mâncat ceva și iar ne-am îmbarcat. Și ultimul zbor pentru mine a fost cel mai ușor pentru că am dormit tot drumul. Și am ajuns în Kuala Lumpur, suntem încă în aeroport, am luat un loc, ne-am luat și o cafea, ne-am instalat cartela virtuală ca să avem și noi internet. Problema e că eu stau cam prost cu bateria, am ambele telefoane la mine și ambele sunt sub 50%, dar eu zic că mă ține bateria asta pentru câteva ore aici. Și acum căutăm un hotel în zona centrală. Eu aș vrea să găsim ceva pe lângă turnurile gemene, pentru că sunt pe lista mea. Faza e că nu vrem să alergăm de colo-colo, să zicem mergem și colo, facem și aia, și aia, și aia și apoi să ne aglomerăm, să ne stresăm, să ne certăm și să ne întoarcem în Japonia cu buza umflată. Mergem pe chill, vedem ce putem vedea, vrem să prindem așa un pic din vibe-ul orașului. Deci pentru noi cel mai important acum e să ajungem în centru, să vedem exact despre ce e vorba aici în Kuala Lumpur. Bineînțeles că în câteva ore nu o să ne dăm seama de multe, dar putem să ne facem așa o idee generală. Eu aș fi vrut să ajung la templul Batu Cave, dar să văd la cât se înserează, că nu vreau să ajung acolo pe noapte. V-am zis că ne orientăm așa, pe moment, în funcție de unde o să găsim hotel, ce o să facem în zona centrală, la cât se întunecă, sunt mai multe variabile. Vedeți că Mira e aici cu mințică, citește, așteaptă să terminăm noi partea administrativă. De la aeroport până în centru o să facem o oră, sunt 50 ceva de kilometri. Aplicația pentru taxiuri este Grab, nu au Uber aici. Și apoi de schimbat bani, nu mai stau să scot bani, schimb bani. O să avem Revolutul, ne folosim de el. Aici se plătește în mir. Un mir ar veni cam un leu la noi. E ușor de ținut minte că o avem pe Mira lângă noi. Miru e de fapt o prescurtare de la Malaysian Ringgit sau ceva de genul, așa se numesc banii lor. Și prețurile mi se par foarte mici. Am luat un tolate cu shot dublu, un americano tot așa cu shot dublu, un suc de portocale din acesta 100% și un suc de mere. Și pe toate astea am dat 51 de mir, adică 51 de lei, mi se pare un preț foarte bun. Cred că dacă aș fi luat astea din România, aș fi dat un pic mai mult, probabil undeva pe la 70-80 de lei. Și voiam să vă mai spun un lucru. Cartela virtuală am luat-o tot din aplicația pe care am tot menționat-o aici, Air Alo. Eu am tot folosit-o de când am descoperit-o și acum rămâne de văzut dacă funcționează cum trebuie și aici în Malaezia. Iubita, mergem? Ce facem? Ai luat hotel? Ne-ai luat hotel. A, trebuie să ne vorbim, nu? Da. Să vedem exact ce alegem. Hai să luăm decizia finală, să ne punem în mișcare într-un final. Gata, am comandat un Grab și acum așteptăm. Șoferul m-a pus să-i fac fotografii ca să se asigure că suntem unde trebuie, că acolo era menționat să mergem la primul nivel, cum ar veni. Și noi când am ieșit, ne-a scos la nivelul 3, la etajul 3. Și ne-am învârtit un pic, dar eram bine atunci când ne-a spus șoferul să-i trimitem fotografii. Și acum avem de așteptat cam 6 minute, e un pic haos aici. Vin mașini, pleacă mașini. S-ar putea să auziți ceva gălăgie și nu mai pot de cald. Aștept cu nerăbdare să ajungem la hotel, să fac un duș, să mă schimb, să-mi iau o roche,
sunt 31 de grade, dar nu temperatura este o problemă, ci umiditatea. Acum am ieșit afară, cum bum, a început să-mi lucească părul, Mira mi-a arătat că a început să transpire. Suntem toți aici aleșinați de căldură, dar imediat vine mașina. Și grabul, taxiul, a fost 65 de miri, deci undeva la 65 de lei pentru 50 și ceva de kilometri. E o distanță destul de lungă și un preț bun, sincer. Și acum o oftic puțin pentru că planul de acasă nu se pupă cu ce se întâmplă pe teren. Ne-a luat ceva mai mult decât ne așteptam să ieșim din aeroport, să trecem de securitate, a trebuit să luăm un autobuz, să ne transfere dintr-o clădire într-alta pentru a ajunge la passport control, acolo unde se face poză și ți-a amprente. Și cred că o să avem undeva la 2 ore în oraș și mai mult ca sigur la Batu Cave nu o să mai ajungem, dar tot ieșim și ne plimbăm puțin. Noi inițial, după planul pe care ni-l făcusem, spusesem că o să avem undeva la 4-5 ore. Ideea e că toată escala are undeva la 9 ore și jumătate. Și deja au trecut, câte ore au trecut din escală? 3 ore? 2 ore jumătate. Au trecut 2 ore și jumătate din 9 ore și jumătate. Wow, da. 2 ore și jumătate doar când ne-am învârtit dintr-o parte în alta, până am trecut de securitate. A durat destul de mult și nu e să zici că am lălăit-o, că la Starbucks am stat maxim 20 de minute. Ne-am uitat repede, am luat un hotel repede pentru că deja știam care e zona în care vrem să stăm și am ales din start zona centrală și aia a fost. Dar a durat tot transferul. Este un aeroport foarte mare și e și foarte aglomerat. Ideea e că acest oraș, Kuala Lumpur, este al 6-lea cel mai vizitat oraș din lume. Așa că vă puteți închipui că aglomerația și agitația este pe măsură. Hai că am dat paltonul ăla jos pentru că nu mai puteam. M-am uitat și șoferul nostru ajunge în 3 minute și ideea e că noi am ales varianta cu mașina pentru că este cea mai rapidă variantă. Ar mai fi o opțiune și anume să te duci cu trenul expres, dar acela circulă destul de rar. Într-adevăr, ajungi în 30 de minute până în centru, dar dacă nu-l prinzi, cam aia e, stai și aștepți cât o oră după el. Și dacă iei trenul normal, faci o oră și un pic, uneori chiar mai mult. Și din câte am văzut eu pe Google Maps, cam mașina e varianta cea mai rapidă. Mira nu mai are răbdare, aici titirez și ia și bagajul. Du-te, 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 du-te! Ce bine e! Aer condiționat! Ajungem la 6 și jumătate la hotel. La cât ai zis că zburăm? 11 și jumătate. Deci o să avem 2 ore. Din momentul în care ajungem la hotel. 2 ore, să facem duș, probabil 1 oră să ne plimbăm puțin și să simțim Kuala Lumpur și aia e. Ne-am luat camera în primire, suntem la etajul 16, sper să avem ceva priveliște din cameră, pentru că afară încă plouă cu găleata. Multe butoane, ai nevoie aici. A, deci au până la etajul 28. Mergem! Da, Mira știe, 18, hai să vedem. A, mi s-au înfundat urechile. 18, 1-8, mami, hai să vedem, în stânga, stânga, da, 1-8, uite, chiar aici camera noastră, am găsit-o, dă-i Mirei, că ei îi place să deschidă, hai să vedem, da, și
deschide ușa. Împinge, împinge, te ajut? Îi, îi, hai. Bravo! Și asta este camera noastră. Mira deja s-a instalat, a luat aici canapeaua. Patul e mare, nu cred că o să apucăm să dormim. Și eu vreau să văd priveliștea. Tu știi că avem și o terasă? Oh, really? Da. Da, suntem la etajul 16 și avem o terasă. Și cred că putem să ieșim. Ia, nu se văd turnurile gemene, dar se vede a doua, cea mai înaltă clădire din lume. E aici, fix în fața noastră. Serios? Ce da. Mare? Uite, putem să deschidem. Yes. Și să ieșim pe terasă. A, măcar ne bucurăm de Kuala Lumpur așa de la înălțime. Trebuie să ne luăm ceva papuci. Hai să căutăm papucii și după aceea ieșim pe terasă. Aici avem un birou și informații despre micul dejun. Domnul de la recepție ne spunea că aveți micul dejun de la ora 7 până la nu știu ce oră. Dar știe el că noi plecăm în 2 ore. Toate alea sunt de la branduri japoneze. Uite, Taiga, Sharp, nu e tot brand japonez? Sharp. O, frigiderul e de la Toshiba. Da. Avem până și o mini bucătărie. Noi am luat camera așa cu ochii închiși. Nu mă așteptam să fie atât de mare. Credeam că o să avem un pat și cam atât. Și frigiderul e mare. Mai că vii și stai aici mai mult. Ai până și cuptor cu microunde, un dulap. Și asta este baia. Abia aștept să intru să fac un duș. Uite. Uite. Așa dansăm în duș, nu? Am făcut un duș, suntem fresh pentru a ne întoarce la aeroport, pentru că, din păcate, Kuala Lumpur nu este de partea noastră, uitați, până la 9, cu tunete și fulgere, și a început să plouă fix în momentul în care ne-am urcat în taxi. Când am ieșit afară, nu ploua, era norat, dar nu ploua deloc și am avut așa un pic de speranță că o să ne lase vremea în pace pentru a ne plimba puțin, că oricum, foarte mult timp la dispoziție nu am fi avut, dar măcar am fi putut să dăm așa o tură prin cartier, pe aici, prin zona centrală și altfel am fi văzut tot ce se întâmplă și care e vibe-ul. Dar nu regret că am ieșit din aeroport, a fost într-adevăr o aventură și am reușit să vedem așa măcar un pic cu ce se mănâncă cu Kuala Lumpur. E un fel de, ok, ați văzut? Ați venit, ați văzut, plecați, dar vă aștept să vă întoarceți la mine. Îmi place foarte mult contrastul. Avem zgârie nori, dar și clădiri vechi, rămase pe aici și pe acolo. O zonă destul de mare cu clădiri vechi, clădiri care nu sunt foarte înalte. Și apoi în spatele lor, bum, zgârie nori, zgârie nori. Și e un contrast interesant. În momentul în care am ieșit pe terasă, m-a lovit zgomotul din toate părțile. Auzeai o muzică dintr-o parte, un alt timp de muzică dintr-o altă parte, claxoane, nebunie. Și am mai observat așa din taxi faptul că oamenii aici se deplasează foarte mult cu motocicletele, nu scutere, motociclete. Dar m-a amuzat faptul că în picioare aveau șlapi. Pe motocicletă cu șlapi. Deci e așa ca o regulă, vezi la toată lumea. Și până să intrăm în Kuala Lumpur, am trecut așa printr-o zonă cu mulți palmieri. M-a fascinat acea zonă. Îi ziceam lui Taiga, uite, eu aici vreau să rămân, lasă-mă, mă duc în pădurea asta de palmieri, stau o oră, mă reconectez cu natura și apoi ne vedem direct la aeroport. Da, vă dați seama că era doar așa o glumă. Cu siguranță o să punem Kuala Lumpur pe lista noastră. Dacă până acum n-am știut cu ce se mănâncă, în momentul de față putem spune că suntem curioși să aflăm ce are de oferit. Mai ales că peste tot vezi foarte multe companii japoneze, vezi foarte multe magazine, supermarketuri, mall-uri japoneze, până și un outlet japonez este aici, Mitsui Outlet. Și vrem să aflăm mai multe, să vedem exact de ce
japonezii au investit atât de mult aici și momentan la această întrebare nu vă pot răspunde, dar data viitoare când ne întoarcem, eu zic că o să o facem curând, o să aflăm mai multe. I-am zis lui Taiga, data viitoare o să încerc să iau așa zborul pentru Japonia, împărțit în două și ne oprim în Kuala Lumpur, nu doar pentru 2 ore, pentru 3-4-5 zile și apoi mergem în Japonia și o împărțim așa cumva în două, cred că așa e cel mai bine. Eu am simțit că o să fim pe muchie de cuțit, dar în același timp am sperat că o să putem să ieșim măcar un pic. Hai, poate nu ajungeam la templul pe care voiam să-l văd, la Batu Cave, dar măcar să mergem să vedem și noi turnurile gemene. Mă bucur că avem cea mai înaltă clădire aici în fața noastră și am putut să o admirăm. Cea mai înaltă din Malaezia, că din lume e Burj Khalifa și mă uitam că turnul ăsta are 660 ceva de metri și Sky Tree, un turn din Japonia, are 630 și parcă 4 sau 6 de metri, nu-i diferență foarte mare și Burj Khalifa are undeva la 800 și ceva de metri, deci el se duce cu mult în sus, dar așa, aproximativ, eu o să pun înălțimile exacte pe ecran, eu vă spun doar ce am reținut, că la numere nu stau deloc bine, la numere și la nume, dacă mă pui să țin minte toate cartierele sau ce am vizitat, nu știu. Îți spun vizual, îți spun, îți descriu de la A la Z, dar nu mă pune să-ți spun cum se numește acel lucru sau acel loc, pentru că mă pierd. Trebuie să merg de mai multe ori în același loc pentru a reține numele. Nu știu de ce am această problemă și o am încă din școală, pentru că și la istorie mi-era foarte greu să rețin nume și ani. Rețineam povestea, ce s-a întâmplat, cine cu cine s-a bătut, cine a câștigat, tot felul de detalii din acestea, dar când mă puneai să zic nume și ani, gata, mă pierdeam, trebuia să îmi fac eu cumva o listuță, să învăț foarte strategic și foarte digital, așa robotic, pentru că altfel nu mi rămâneau aici numerele. Și da, cam asta a fost mini aventura noastră din Kuala Lumpur. Acum aștept să iasă și Taiga din duș, e 8 fără 7 minute, noi cam în 20 de minute trebuie să ne întoarcem la aeroport, trebuie să ne urcăm în taxi pentru că o să facem o oră și un pic. Am și prins aglomerație mare pentru că era ora de vârf și uite așa, toate au fost cumva împotriva noastră. Kuala Lumpur nu a fost de acord cu venirea noastră pentru doar câteva ore și a vrut cumva să ne facă să ne întoarcem aici și recunosc că a reușit. Mă oftic puțin că n-am apucat să vedem mai multe, dar nu mă oftic că am ieșit din aeroport doar pentru a face un duș la hotel. Nu simt că am cheltuit niște bani degeaba pentru că am văzut orașul, chiar dacă l-am văzut din mașină, ne-am putut bucura de această priveliște minunată, priveliște pe care n-am fi avut-o din aeroport și parcă ne-a ținut așa alerți și ne-a dat un refresh. Dacă am fi stat în aeroport, ne-am fi moleșit de tot. 9 ore, luam toate magazinele alea la rând și cu siguranță, momentul în care ajungeam în avion, am fi fost mult mai obosiți. Așa, acum urmează să ne urcăm în avion foarte fresh și spălați, reîmprospătați. De aici mai facem 7 ore și un pic până în Tokyo, iar mâine dimineață la 7 o să fim acasă. Bine, acasă o să fim probabil undeva pe la 9-10 până ieșim din aeroport, până luăm ceva autobuz, tren pentru a ajunge acasă, mai durează un pic și mâine vreau să-mi spăl și părul, am emoții pentru că vedeți că pe partea asta acum sunt așa un șaten foarte deschis, un blond închis și mie că o să se ducă culoarea și o să se facă chiar un blond închis. Vedem cum se duce, pentru că este o culoare demi care ar trebui să se curețe destul de ușor, dar Ana a zis că nu o să se mai curețe ușor pentru că mi-a pus și pigment, pentru că prima dată nu a prins această culoare. Acum am realizat că n-am apucat să vă povestesc cu părul, ce-i cu părul ăsta, v-am arătat și pe Instagram și pe TikTok, dar aici pe YouTube n-am apucat, ultimele zile
chiar au fost așa pe repede înainte, de la Cluj la Volen, de la Volen la București ca să-mi fac părul, de la București înapoi la Volen și apoi înapoi la București ca să plecăm. Nu știu dacă ați înțeles mare lucru, dar nici noi n-am înțeles mare lucru din zilele astea și îmi place super mult cum a ieșit această combinație. Pe partea asta mi-a pus un blond mai călduț, un blond mai puțin gri față de blondul pe care mi-l punea de obicei. Și aici am venit cu un șaten deschis. Ideea e că eu de câteva săptămâni tot zic că parcă m-aș întoarce la culoarea mea naturală și acum am găsit cumva o cale de mijloc. M-am făcut așa, jumătate-jumătate. Avem una bucată ea șatenă, dar și una bucată ea blondă și peste câteva săptămâni când mă întorc în țară o să văd dacă rămân așa, jumătate-jumătate sau dacă mă fac toată șatenă sau dacă începem să lucrăm și să-l deschidem pe ăsta ca să-l reuniformizăm. Știu, m-am mâncat undeva, dar a trebuit să-mi fac damblaua, mie când mi se pune pata, mi se pune pata și aia e. Nu, dacă mi se pune pata, trebuie să fac acel ceva. Oricum, e destul de obosit părul meu și după drum și după tot. Și cam așa cu părul, cam asta a fost povestea din spate. Și gata, a ieșit taiga, mă duc și eu să-mi spăl fața, să-mi hidratez tenul și ne punem în mișcare. Mă oftic un pic, aș mai fi stat câteva ore. Dacă la 9 se oprește ploaia, ieșeam, ne plimbam. 20 de minute am fi făcut până la turnurile gemene, le vedem așa în poze. Aia e. Le-am văzut și din mașină un pic de la distanță și am luat hotelul ăsta fix pentru că e cumva în centru, știam că o să avem priveliște, dar nu știam că o să avem terasă și ne-am uitat să fim la maxim 20-30 de minute și cam asta era plimbarea pe care noi ne-o programase. Mergem până la turnuri, ne întoarcem la hotel o oră și aia e. După aia facem un duș repede și mergem la aeroport. Dar dacă plouă cu găleata, umbrele nu avem, e și umiditatea foarte ridicată și cum o dai, nu-i bine. Dar tot e bine că am văzut ceva. Ia Mira, ce faci acolo? Citești? Ai terminat cartea? Stăm în pat, hai să stăm un pic în pat, să ne relaxăm. 10 minute de relaxare. Opa! Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Și iată-ne din nou aici, ne-am întors de unde am pornit, putem spune, și m-a uimit faptul că nu prea am avut cine știe ce securitate. Deci la intrarea în aeroport am avut de trecut gențile printr-o bandă, printr-un scanner și noi ne gândeam că asta este o presecuritate sau ceva și apoi când ajungem la poarta noastră o să avem de făcut o securitate mai intensă. Dar nu, aia a fost tot. Ne-au lăsat să trecem cu apa, ne-au lăsat să trecem cu absolut tot ce mai aveam noi, extra. Nu? Da, e foarte, foarte ușor și rapid. E mai ușor decât la Disneyland, cum zice și Taiga aici. La Disneyland ai dita aici securitatea. Te pipăie, te caută, se uită și în geanta ta. Și aici avem un magazin cu snack-uri locale și majoritatea sunt cu durian, cu mango am mai văzut și cu cocos. Astea trei sunt în prim plan. Nu am încercat până acum durian, am auzit multe despre acest fruct, știu că este și banat în anumite locuri, în anumite zone, în anumite țări, dar este un fruct foarte sănătos și bogat în vitamine. Vreau să-l încerc fresh, nu așa, cumva în prăjiturele. Și uite, aici avem 4 cutii souvenir cu ciocolată la 60 de lei. Și au până și ciocolată cu durian. Și aici avem Twin Towers. Vezi, iubita? O salată pentru Taiga, un latte pentru mine. Și aici avem câteva snack-uri. Am zis să luăm un loc pentru că imediat o să ne îmbarcăm. Dar mai avem vreo 20 de minute și profităm de faptul că am mers repede la securitate. Bineînțeles că Mira e aici cu sucul ei de mere.
a, ok, tu ești cu lateul și eu sunt cu sucul de mere, facem schimb. Eu mi-am luat un covuric de ăsta mare cu jalapenos. Covuric, cred că zici bagel, da. Că știu că Ify așa zicea New York. Eu zicea covrici. Niște covrici mari, nu știu. Trădutul bagel. Pâinică. O pâinică cu jalapeno. O chiflă cu gaură la jumătate. O chiflă covrig. Da, o chiflă gogoașă. Nu, o gogoașă covrig. Cred că mai bine așa. Nu știu. Suntem aici pe denumiri. Am luat o gură și o pâinică foarte picantă și acum Miram pune aici și cremă de brânză. Pentru că am primit și două recipiente cu cremă de brânză. A, și nu v-am zis, pe toată masa asta am dat 120 de lei. Și ca să fiu mai exact, avem așa o salată, o cafea mare, un suc de mere, un suc de portocale, covrigul ăsta al meu cu cremă de brânză, o tartă cu pui și încă o tartă, ceva plăcintă. Și astea-s toate, 120 de lei. Am ajuns la poarta noastră și înainte de a intra, a trebuit să trecem încă o dată prin securitate. De data asta o securitate făcută ca la carte, am scos tot ce am avut electronice, ne-au scanat din nou. Deci am simțit noi că la început a fost mult deci prea lin totul. Mami, trebuia să arunce cafeaua. A trebuit să arunc cafeaua, dar nu m-au lăsat cu lichide și Mira a aruncat o foarfecă din penar, că avea foarfeca de crafty time și acum așteptăm. Deci aici au cumva sistemul diferit pentru a ușura munca. Fiecare poartă are câte un counter din acesta de securitate. Nu mai faci securitatea la început de tot, ci o faci în momentul în care ajungi la poarta ta. Și acum avem de așteptat cât mai avem. Un pic, nu? 5-10 minute ar trebui să ne îmbarcăm. Dar nu ne dăm seama de unde ne îmbarcăm. Eu cred că pe acolo, nu? E doar o cameră de așteptare și apoi o să ne îndrume să ne ducem în altă parte. Așa, noi am terminat cu tot ce ține de securitate și aia e. Și gata, mergem acasă. Acasă? A doua acasă. A doua acasă, da. Acasă! Stay here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here? Gata, am ajuns în Japonia. Acum Taiga instalează cartelele și reactivează abonamentul ca să avem și noi internet. Suntem încă la aeroport, am ieșit afară să ne bucurăm de briza dimineții. E o vreme foarte plăcută, nici cald, nici frig, e numai bine, cum îmi place mie. Și zborul a trecut imediat. Sincer, îmi place mai mult așa când ai un zbor de 7 ore, pentru că dormi un pic, mănânci ceva și gata, ai aterizat. Și acum am ajuns mult mai fresh la destinație. Chiar ne-a ajutat așa cu două escale, chiar și cu aventura noastră din Kuala Lumpur. Mami? Și ia să vedem, ne arăți? Ce ai primit un avion? Ia să vă arate Mira imediat. Avem un mic suvenir pe care Mira l-a primit în avion, pe ultimul zbor, de la Malaysia Airlines. Și îmi place și acest plic cu un ursuleț pilot. Și ia să vedem ce ai tu în interior. Ne arăți? Da. Ne prezinți? Nu vrea să iasă. Nu vrea să iasă. Hai că așteptăm. Okay. Un caiet cu activități și toate activitățile au cumva legătură cu travel. Te pune aici să scrii numele tău,
ce-ți dorești, care e mâncarea ta preferată, apoi ai activități de colorat, plus multe alte activități cu domnul pilot, cum îl cheamă? Pilotul Parker. Și activitatea mea preferată, Sudoku. Și pe lângă Sudoku, stai că mai e ceva ce îmi place mie mult. Unde e? Asta cu să cauți cuvinte. Și la fel toate cuvintele au cumva legătură cu călătoritul. Uite, airline, attendant, boarding. Ai renunțat, n-ai continuat aici, ai găsit două cuvinte și atât. Și ce altceva mai avem în plicul magic? Niște stickere cu domnul pilot. O să punem și noi un sticker pe geamantanul nostru. Putem să punem stickerul ăsta cu Malaysia Airlines, pentru că nu am găsit să cumpărăm stickere pe nicăieri. Apoi și mai multe stickere, dar acestea sunt așa ceva mai mic. Ah, nu sunt stickere, mami. Sunt magneți pentru a te juca X și 0. Și în loc de X și 0, ai un urs și un avion. Eu o să fiu cu ursul, tu o să fii cu avionul. Eu sau invers. Tu o să fii ursul, bine. Și atunci eu o să fiu avionul. Parcă. Ce tare, deci nu ne-am dat seama. Putem să ne jucăm în avion, vezi? Dar am crezut că sunt stickere. Până acum, când am întors și am văzut pe partea asta că avem așa o linie și o gumă de șters, două creioane grafice, tot cu Malaysia Airlines, plus niște creioane pentru colorat, pentru a putea să completezi ce ai acolo în caietul cu activități. Și bineînțeles că Mira și-a făcut de lucru, dar a și citit în avion. Ea a trecut la cartea 10 din One Piece și eu am terminat cartea pe care o începusem în România. O carte care nu pot spune că mi-a plăcut, a fost interesantă, m-a pus pe gânduri, dar în același timp modul de a scrie nu m-a atras. Iar acum abia aștept să ajungem acasă, să mergem să facem curat, să facem baie și apoi ieșim să mâncăm sushi, ca de obicei. Asta e prima noastră masă atunci când ajungem în Japonia. Mira, de obicei ajungem noaptea. De obicei ajungem noaptea, e mult mai bine că am ajuns așa dimineața, este ora 8. Acum aici, aproape de 9 chiar. Am aterizat la 7, dar până am ieșit, până ne-au venit geamantanele, a mai durat puțin. Iar acasă cred că o să ajungem undeva pe la 10 și jumătate. O să întâlnim pe Baba Cean la poartă, cum a făcut data trecută. O să vedem dacă ne așteaptă Baba Cean la poartă. Sper. Ți-e dor de Baba Cean, nu? Foarte mult. Că nu am mai văzut-o de anul trecut, doar pe telefon. Hai că ai văzut-o, nu ne-am văzut cu ea în Dubai. Și n-a venit în România? În Japonia n-ai văzut-o, dacă tu n-ai mai fost în Japonia de anul trecut. Faza e că i-am promis Mirei că anul ăsta o să ajungem în Japonia și în formulă completă, pentru că era foarte supărată că ba am venit eu, ba a venit Taiga și ea n-a ajuns. La Disneyland vedem dacă mergem sau nu, că e timpul destul de scurt, imediat vor trece săptămânile, o să și călătorim un pic, mergem mai în sudul Japoniei sau poate mai în nordul Japoniei, încă nu ne-am hotărât. Și hai până vorbește Taiga acolo să reactiveze abonamentul, să punem și noi stickerul ăsta pe geamantan. Să avem o amintire. Unde să fie, unde să aici? Fie? Pe spate? Aici. Pe lateral. Aici un spațiu gol. Când am pus asta? Da, mai știu când ai pus asta. Totul ai primit, tot așa. Hai, pune-l acolo, așa, da, un pic strâmb. Haga o zice. Da. E perfect. Deci ceva zice asta. Am avut emoții cu geamantanele pentru că am avut două escale, dar uitați că au ajuns ambele. Mi-am făcut griji degeaba. Să vedem ce comandăm. Un pic din toate. Eu vreau somonton, Mira e pornită pe natto și pe ou, pe omletă japoneză. Trebuie să fie și natto. Găsim. Comandăm o parte, după mai comandăm încă o parte. Dar nu. Trebuie să fie... Da, maki. Și aici au și variantă pentru copii.
Ai varianta normală sau varianta pentru copii? But it's smaller. Da. A și venit omleta Mirei. Ah, arigată gozaimasu. Și somonul meu. Cu asta începem. Poftă bună. Arigată gozaimasu. これがデザートみたいな。そうですね。はい。ありがとうございます。Sushiul ăsta cu somon, ceapă roșie și maioneză e cel mai bun.